invitată pentru a patra seară și mă bucur că dintre dumneavoastră, marea majoritate, sunt atât cu ustensile de scris, cât și cu pe ce să scrie. În seara aceasta... Voi încerca să mă apropii și mai tare, e bine așa? Super, bun, reglă. În această seară vom discuta de un aspect iar foarte important referitor la sănătatea noastră a tuturor, ca de altfel în fiecare seară, și vă voi prezenta date certe, documentate, despre calciu, cum putem să avem cât mai mult calciu și despre produsele lactate. Hai să începem în această seară prin câteva date referitoare la acest calciu. Calciul, rețineți dumneavoastră că este un metal. Cum este fierul, cum este cupru, cum este zincul, deci este un metal. Un metal din categoria metalelor ușoare. Unul dintre puținele metale, pe cine interesează din punct de vedere chimic, care își păstrează valența 2, indiferent de preparatul sau indiferent de substanța care este. Este un metal deosebit de reactiv din punct de vedere chimic. De pildă, știm cu toții că fierul sau un cui de fier, dacă îl punem în apă și dacă apa nu-i prea caldă, ruginește după o perioadă de. Deci fierul este un metal slab spre reactiv. În momentul în care punem în apă calciu pur, acesta se aprinde cu explozie. Această proprietate o au foarte, foarte puține metale, printre care v-am notat aici litiu, bariu și potasiu. Deci este un metal deosebit de reactiv, al patrulea ca reactivitate dintre toate metalele. Este într-o proporție de 3,6% din scoarța terestră, un procent destul de bun, cel mai răspândit element din scoarța terestră, nu știu câți dintre dumneavoastră știu, este oxigenul, în proporție de 49%. Al doilea este siliciu, 27%, mai sunt vreo câteva, calciu este în jur de 3,6%. Însă, la o persoană adultă de aproximativ 70 de kilograme, această persoană adultă are în corp în jur de 1 kg, 950 de grame, 1 kg de calciu, dar 99% din acest calciu este la seif, adică în depozit în oase, și abia 1% se găsește în sânge. Deci rețineți această proporție. Hai să vedem care sunt funcțiile deosebit de importante ale acestui metal. În primul rând, calciul, rețineți, este metalul contracției musculare. O mai fi având el și alte funcții despre care vom discuta astăzi, dar aceasta este o funcție deosebit de importantă. Rețineți, calciul, metalul contracției musculare. Mușchii nu se pot contracta dacă nu am suficient calciu. Reciproc, ca o mică paranteză, magneziul este metalul relaxării musculare. Și acum, dacă tot am ajuns la acest lucru, vreau să vă spun și dacă nu vreau să vă repet acest lucru, soia, că tot am vorbit despre ea și vom tot vorbi despre ea până vă veți sătura și de soia și de mine, poate, așa, soia are cel mai echilibrat raport calciu-magneziu dintre toate alimentele cunoscute. Calciu 260 de mg per 100 de gram produs, deci 260, magneziu 242 și cel mai puternic fixator de calciu cunoscut. Deci toate aceste trei există în soia. Unul dintre factorii de coagulare, în termen medical numit factorul 4 de coagulare, se numește calciu. Deci calciu participă și la coagularea sângelui. Foarte important. Intervine și în permeabilitatea celulelor, dar și în permeabilitatea vaselor și în deschiderea, închiderea, deschiderea, închiderea vaselor de sânge în anumite condiții.
Ei bine, există niște pastile pe care doctorii le prescriu pacienților care au hipertensiune arterială, se numesc blocante de calciu, dintre dumneavoastră poate ați auzit de nifedipină, nitrendipină, nicardipină, israpidină, felodipină și urmai fi și altele. Deci, aceste medicamente se bazează tocmai pe dinamica vasculară. Deschidere, închidere, deschidere, închidere. Calciul are proprietatea de a produce și determina eliminare de urină și produși toxici. Noi spunem în termen medical diuretic slab. Deci are și această proprietate de a ajuta la eliminarea toxinelor din corp. Ajută la cimentarea celulelor și acestea să nu se dezbine sau să se despartă una de cealaltă. De asemenea, are o funcție foarte importantă de antiinflamator. Când spun antiinflamator, întotdeauna spun în primul rând antireumatic. Deci, cine are calciu suficient în corp, acesta va avea probleme mici sau deloc cu reumatismul. În primul rând, o persoană, dacă vrea să nu aibă probleme cu reumatismul, aduceți-vă aminte ce am spus aseară, acea persoană va trebui să aibă uleiuri, ulei de in, ca medicament, și obligatoriu gătit cu ulei de măsline. Un rol foarte important îl are calciu și la persoanele care au diabet zaharat. Ei bine, acestor persoane, dar și la persoanele care stau normal cu zahărul în sânge, calciul determină coborârea nivelului zahărului în sânge. Dacă nu avem calciu, se întâmplă exact contrar. Persoanele în vârstă, dar nu numai, care au probleme atroce, severe, datorate insomniei, extrem de frecvent, sunt datorate unei lipse de calciu. Atenție, atenție, atenție! Reciproc, mare, mare grijă, sunt foarte multe femei. Deci chestia asta se întâmplă, în ceea ce urmează să vă spun acum, într-o proporție cam de 10 la 1 femei bărbați. Sunt foarte multe femei, în special, care ajung în psihiatrie, etichetate drept isterice, datorită faptului că sunt extrem de irascibile, nervoase, au probleme chiar cu contracția musculară, dar în special probleme psihice, tocmai datorate unui deficit de calciu. Și ajung să ia pastile, 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 sunt transformate în legume la psihiatrie, dar cauza de fapt este un deficit de calciu. Atenție mare și la acest aspect. Nu în ultimul rând, că vom vedea funcțiile calciului în organism, unul că este și doi, scade frecvența cancerului de intestin gros. Cel mai important factor de protecție împotriva cancerului de intestin gros se numesc fibrele vegetale, respectiv alimentația cât mai spre vegetariană, dacă nu vegetarian totală. Alte funcții. O funcție de bază, am spus, calciu, metalul contracției musculare. Asigură rezistența osoasă. Am spus că acest calciu în 99% din cazuri sau 99% din proporția metalului se găsește în oase. M-a întrebat o doamnă ce să facă că inima ei bate, când bate, fibrilează, nu știu ce. Ei bine, o cantitate suficientă și eficientă de calciu în sânge determină ca inima să bată regulat și nu neregulat. Deci, o funcție de antiaritmic cardiac. Există niște enzime, ce să alea? Niște catalizatori care transformă principiile alimentare și una dintre ele se numește tripsina, iar cealaltă lipaza pancreatică. Prima acționează pe proteine, a doua acționează pe grăsimi. Sunt făcute de către pancreas, eliberate în intestinul subțire și ajută la fragmentarea unor grăsimi, respectiv proteine, și ulterior acestea se pot absorbi. Dacă nu există suficient calciu, aceste enzime nu
își vor putea face treaba cum trebuie. Iar un lucru interesant, dacă avem un aport, dar numai că aducem din afară, dar vom vedea dacă ne străduim și să nu eliminăm acel calciu, deci dacă aducem din afară aproximativ un gram de calciu pe zi prin alimentație, acesta, în mod sigur, doar acest factor, ne poate determina să ne scadă tensiunea arterială cu 10 până la 15% dacă avem hipertensiune arterială. Deci, nemedicamentos, calciul poate face acest lucru. Dacă avem factori, și vom vedea puțin mai departe, care scad absorpția calciului, ei bine, avem risc de a se acumula plumb în oase, un metal foarte, foarte, foarte toxic, care poate sta în oasele noastre și 20 și 40 de ani și ulterior să se mobilizeze și să producă daune mari la adresa întregului organism. De asemenea, toate persoanele care suferă de alergii, dacă au un aport suficient și eficient de calciu, aceste persoane vor avea o frecvență mult scăzută și o amplitudine la fel de scăzută a reacțiilor alergice. Deci, atenție persoanelor alergice și pentru acestea este studiul din această seară. Ce poate provoca deficitul de calciu? În primul rând, hai să o luăm de la vârstă mică, rahitism la copii. Astenie, oboseală, cum am spus, calciul, metalul contracției musculare. Deci, reducerea toleranței la efort. Scade capacitatea de concentrare psihică. Scad performanțele intelectuale. Apare osteoporoza după o anumită vârstă. Și atenție, în ultimii ani s-a constatat că această boală ajunge să atingă vârste tot mai joase. Crize de spasmofilie sau chiar crize de epilepsie poate să dea deficitul de calciu. Dacă acest calciu provoacă scăderea tensiunii, dacă nu avem calciu, ce se întâmplă? Crește tensiunea arterială, deci deficitul de calciu poate da hipertensiune arterială la adult. De insomnie am vorbit. Scade rezistența organismului la stres. Inima începe să bată tot mai neregulat. Din nefericire, sunt situații și tot din nefericire și nu rare, când acest deficit de calciu poate apărea la femeia gravidă. Dacă apare la femeia gravidă un deficit nu deosebit de serios în ceea ce privește calciu, predispune nou-născutul la cataractă. Este o problemă foarte, 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 foarte serioasă. Hai să deviem puțin și să vă mai spun ceva. În corpul nostru, v-am povestit acum două seri, avem trei teritorii vasculare cu vase extrem de subțiri. Și v-am spus în nas, în ochi și pe creier. Dar în corpul nostru avem două organe care sunt deosebit de slab rezistente la acțiunea oxidării. Și aceste organe extrem de sensibile sunt cristalinul din ochi și pancreasul. Deci, mare, mare grijă la orice fel de agent oxidant. Care sunt agenții oxidanți deosebit de puternici? Repet, fumatul, alcoolul, prăjelile de orice fel, friptul de orice fel, afumăturile și dulciurile concentrate. Deci, atenție, dacă începe să fie probleme cu cristalinul, apare cataracta, dacă încep să fie probleme cu pancreasul, apare diabetul zahărat. Nu uitați niciodată două organe extrem de sensibile la oxidare. Să nu uitați acest lucru. Necesarul zilnic de calciu. Nu v-am spus un lucru foarte important și dacă nu vi l-am spus dumneavoastră, nu l-am făcut nici eu. Jucăriile, hai să încercăm să le închidem din acest moment.
jucăria mea s-a dus. Necesarul de calciu este între 0,8 și 1,2 grame, ca o medie am putea reține 1 gram pe zi la adult. Există totuși situații speciale, mă refer la graviditate, și m-aș referi și la persoanele chiar trecute de vârsta 2 spre a 3-a, unde aș recomanda chiar spre 1,2, chiar 1,5 grame pe zi. La sportivii de performanță, iar aș recomanda să se meargă spre 1,5 grame pe zi. Deci acesta este necesarul zilnic de calciu pe care noi trebuie să-l luăm. Mă veți întreba, bun, ne-ai spus necesarul, ne-ai spus funcție, dar de unde luăm? Premeditat, nu am trecut un reprezentant și mai important în cantitatea de calciu. O să vi-l spun puțin mai încolo. Nu l-am trecut în această listă deoarece nu este sursă de calciu, deoarece are niște probleme asupra cărora voi reveni. Deși conține 983 de miligrame per 100 de gram produs, deci cu 20 de miligrame mai mult decât primul clasat din această listă. Primul reprezentant care vi l-am trecut aici, eu totuși nu vi l-aș recomanda, tocmai datorită faptului că semințele de mac conțin opiacee, papaverină, mai conțin niște substanțe care sunt iritante gastric. Totuși, primul clasat aș zice să nu prea tentați să-l folosiți în alimentația dumneavoastră. Al doilea clasat însă, prunele uscate, uitați-vă de pildă, eu am zis 0,8-1,2. Dacă am consumat doar 100 de grame de prune uscate pe zi, ne-am scoate necesarul pe o zi doar din prunele uscate. Dar atenție, și neafumate. Deci tot ce se afumă îi cancerigen. V-am spus și aseară, vă spun și acum și în special în ultima seară o să dau un cancer de nu se poate. Deci, atenție la acest aspect. Semințele de susan conțin foarte, foarte, foarte mult calciu. Dar, am spus și aseară, repet în această seară, dacă doriți să beneficiați de 100% din calciul din semințele de susan, vă recomand din suflet ca acestea să le măcinați, deoarece altfel veți beneficia doar de o cincime din acest calciu. Uitați cam pe unde e cartoful. E cam sus. Uitați pudra de roșcove. Am amintit, cine dorește să aibă gust de cacao și să nu fie alergizant, să nu piardă, ci din contră, să aducă calciu, cine vrea să aibă fier în cantități foarte mari, peste gălbenușul de ou, să consume pudră de roșcove. Are gust identic de cacao cu zahăr. Este un aliment foarte, foarte bun. Aș recomanda chiar o lingură pe zi sau chiar peste, dacă puteți. Totuși, la peste să aveți puțin grijă că există situații în care este puțin iritant gastric. De soia am vorbit. Stați liniștiți că vom mai vorbi. Chiar în cursul acestei expuneri. Migdalele, ciupercile, morcovii, alunele, semințele de in. Uitați-vă puțin cam pe unde este laptele de vacă. Voi reveni în finalul expunerii tocmai la acest lapte de vacă. Hai să vedem puțin care sunt principalii factori care contribuie la absorpția și fixarea calciului în oase. De acest lucru depinde cam totul. An de zile, dacă nu decenii întregi, s-a considerat că vitaminele D, există vitamina D2, vitamina D3 și D1 în laptele matern. D4 și alte de astea nu există. Deci D2, D3 în special și D1 nu prea putem beneficia. Deci an de zile s-a considerat că vitaminele D ar fi cel mai important atât factor care determină absorpția calciului din intestin în sânge, cât și fixarea calciului în oase. Numai că au mai trecut niște ani și s-a constatat un lucru remarcabil. Știți care? Vitamina D, luată așa pur și simplu, are un efect extrem, extrem, extrem de slab. Și s-a văzut că organismul
trebuie să-i facă ceva acestei vitamine D, ca această vitamină D totuși să fie funcțională. Și atunci îi pune un OH, un radical hidroxil în ficat, după care îi mai pune un radical OH și în rinichi și 1,25 dihidroxi vitamina D este practic factorul eficient în absorpția calciului. De ce v-am spus că, nu că îmi place să mă dau mare chimist, sunt alții și mai buni decât mine. V-am spus acest lucru foarte important, tocmai datorită faptului că în ficat, dacă sunt probleme cu ficatul, sau hepatite, sau alte probleme, acea hidroxilare poate să sufere. Deci persoanele care consumă prea mult alcool, sau în ultimul timp s-a constatat un lucru surprinzător. Persoanele care nu consumă alcool, persoanele care nu au hepatită, nu știu câți dintre dumneavoastră știu că 10% din populația României are hepatită de care nu știe, hepatită B sau C. Și în această sală, necunoscute, există persoane care au așa ceva. Deci, persoane care au probleme cu ficatul pot să nu hidroxileze suficient vitamina D, iar această vitamină D să nu fie suficientă, să nu fie mai exact eficientă în absorpția calciului și în fixarea lui în oase. Și acum vine lucru și mai interesant. Cea mai importantă hidroxilare a vitaminei D are loc în rinichi. Dar hidroxilarea aceasta se face aproape întotdeauna în mediu bazic. Dacă noi consumăm alimente de origine animală, acestea sunt acide și dacă sunt acide, hidroxilarea aproape că nu mai are loc, iar funcția vitaminei D aproape că nu ajunge la plenitudinea forțelor acesteia. Suplimentar, aduceți-vă aminte ce am spus aseară. Persoanele care mănâncă, conform unei teorii, tot ce nu te mănâncă, mănâncă. Aceste persoane, am spus aseară, că pierd 1% din masa de celule din rinichi, 1% pe an vârstă, după vârsta de 35 de ani. Și am întrebat aseară, la 70 de ani, după ce a pierdut, începând de la 35 câte 1%, la 70 de ani cât a pierdut? În jur de o treime, dacă nu chiar peste. Ei bine, pierzând, vă dați seama că această hidroxilare are drastic de suferit și funcția vitaminei D are drastic de asemenea de suferit. Și, consecutiv, absorpția calciului are foarte, foarte, foarte mult de suferit. Numai că Dumnezeu nu ne-a lăsat vitamina D, aveți vitamina D, absorbeți calciu, n-aveți vitamina D, n-absorbeți calciu. Hai să vă mai spun una bună. Sunt persoane, și nu puține, care au un deficit de receptori de vitamină D. Și persoane într-o proporție foarte mare în populație. Deci, vitamina D este hidroxilată și într-o parte și într-alta și când se acționeze, acționează dacă ai PC. Și stă în sânge și după aia e metabolizată și s-a dus. Deci nu-și face treaba. Și atunci s-au descoperit fixatori mult mai puternici, erau în corp, dar s-au descoperit de către știință fixatori mult mai puternici decât vitamina D. De 10 ori mai puternic decât vitamina D, în special a fixat calciul în oase, este vitamina C. De aceea am luat-o de la mijloc în sus. Poate v-ați întrebat de ce nu m-a legat de exercițiu fizic. Stați liniștiți că o să mă leg. Deci, vitamina C, rețineți dumneavoastră, citricele au în jur de 50-60 de miligrame per 100 de gram produs, 50-60, de vitamina C. Mai departe, varza are 120, măcrișul are 120, pătrunjelul are 240, frunzele de hrean au 197, coacăzele negre au 400 miligrame per 100 de gram produs. Kiwi are 300, deci 300 față de 50-60 îi de vreo 5-6 ori mai mult. Iar măceșele între 1200-1500 miligrame per 100 de gram produs.
V-am mai spus și cu altă ocazie, vitamina C este cea mai termolabilă dintre toate vitaminele, adică la fierbere se distruge până spre 90%. Mare, mare grijă. Acidul citric și citrați. Este o problemă foarte, foarte serioasă în discuție, iar la această întrebare nu o să vă răspund dacă o să mi-o puneți, pentru că nu știu răspunsul exact, dar este o chestie reală, nu știu care este explicația coerentă, că nici eu nu am. De ce acidul citric care există, de pildă, în citrice, este un absorbant excepțional de calciu, de vreo două ori aproape mai puternic deja decât vitamina C, dar nu vă pot răspunde, dar țineți acest lucru în minte, toate produsele pe care le găsiți în comerț și conțin acid citric, este acid citric industrial care este cancerigen. Ferițile, în special conservele de ciuperci, aveți mare grijă, conțin acid citric industrial. E ceva care îmi scapă. Ori sunt impurități, oriceva este, nu vă pot da răspunsul exact. Teoretic este aceeași formulă, dar unul este acceptat de organism, celălalt este toxic. Ceva este, nu vă pot răspunde. Siliciul. Siliciul, cum am spus, este al doilea mineral din scoarța terestră. Ei bine, acest siliciu este spălat de către apă. Și există cea mai bogată sursă de siliciu a organismului, se numește apa de băut. În acest sens, contraindic anumite persoane, de pildă, consumă apă distilată. Și are plăcerea lor. Ei bine, apa distilată este H2O și gata. La revedere, minerale. Apa n-are vitamine, stați liniștiți. Deci minerale la revedere. Dar la revedere și siliciu. Siliciu care? Unul la mână. Este un fixator major de calciu, este un factor natural deosebit de puternic antituberculoză și un factor bunicel, nu puternic, dar oricum suficient anticancer. Deci, facem ceva și iar trecem un pic pe la cancer. Dacă nu trecem pe la cancer, măcar ceva cu soia, dar ceva tot prin zonă. Mergem mai departe. Borul. Unde găsim bor? Țineți minte cât trăiți, notați. Coaja merelor și a perelor este cea mai bogată sursă de bor cunoscută, bor care este decât siliciu încă de vreo două ori mai tare și de asemenea coaja merelor și a perelor, dar în special a mărului, este cea mai bogată sursă cunoscută de vitamină B1, faimoasa vitamină a performanței intelectuale. V-am sfătuit și cu altă ocazie, vă sfătuiesc și astăzi. Dacă doriți să cojiți mărul, aruncați mărul și mâncați coaja. Țineți minte asta și nu invers. Deci aruncați mărul, consumați coaja. Acum ajungem la primii doi clasați. Unii susțin că exercițiu fizic regulat ar fi cel mai puternic, alții susțin că hormonul estrogen de natură vegetală sau fitoestrogen ar fi cel mai puternic. Atenție mare! Exercițiul fizic are vreo 7, și vom discuta poi mâine seară, are vreo 7 de cel mai. Am văzut în prima seară, este cel mai puternic factor de scădere a colesterolului cunoscut. Acum vă spun că este cel mai puternic factor de fixare a calciului în oase. Dar al oaselor, al căror mușchi sunt antrenați. Dacă eu, de pildă, stau, spun asta ca să glumesc puțin cu dumneavoastră, stau într-un fotoliu cu telecomanda în mână, și fac exerciții fizice, într-adevăr, voi avea calciu datorită exercițiului fizic în degetul meu mare, de la mâna dreaptă. Dacă fac genoflexiuni, voi avea calciu introdus și reținut, sigur, prin exercițiu fizic, în musculatura picioarelor și aceste exerciții îmi mai dezvoltă mie un mușchi de care prea puțin poate ați auzit, se numește iliopsoas, care se prinde și pe vreo câteva vertebre. Deci cam până la acest nivel,
dacă fac exerciții fizice, mă refer la genoflexiuni, voi avea calciu sigur în coloană. Dar, dacă vreau să am calciu sigur în toate oasele mele, va trebui ca periodic, dacă s-ar putea zilnic, excepțional la 2-3 zile, să-mi exersez și alte și alte și alte grupe musculare. Deci nu este joacă. Exercițiul fizic este cel mai puternic factor de fixare a calciului în oase. Și vă spun lucrul acesta foarte important, tocmai datorită faptului că, după o anumită vârstă, există șansa ca persoane de sex masculin, de sex feminin, să suferă căzături pe gheață, din neatenție sau alte situații. Ei bine, la căzături chiar minore, persoanele care nu au calciu suficient în oase riscă să facă fracturi extrem de serioase și după aceea să stea în gips o perioadă foarte lungă, și acum începe frumusețea, stând în pat, de obicei la fractura unui picior, se stă între 40-45 de zile. Stând în pat, nemișcat, circulația sângelui scade, băltirea sângelui este maximă și se formează cheaguri. Iar dacă se formează cheaguri în circulația din picioare, cum v-am spus și cu altă ocazie, inima are funcție de pompă. Ea soarbe sânge din circulație și plămâni pușcă în circulație. Soarbe un cheag și îl pușcă în circulație. Și când l-a pușcat în circulație, la revedere. Deci atenție mare cu fracturile și cu calciul din oase nu este de joacă. Vreau să vă dau o palidă pildă cum arată femurul nostru al tuturor. Practic femurul drept, femurul stâng. Deci să zicem femurul drept. Femurul, deci osul coapsei, are un cap extrem de bogat în calciu, are un corp, are un corp extrem de bogat în calciu, dar are un gât, în termen medical îi spunem col femural, foarte slab mineralizat cu calciu. Dacă noi nu prea facem exerciții fizice care să ne întărească musculatura picioarelor, după o anumită vârstă, la o cădere mai mult sau mai puțin accidentală, acest col femural se poate rupe. Și dacă se rupe, e dezastru. Pentru că trebuie cel mai adesea protezat, trebuie săptămâni întregi stat la pat și este o catastrofă, cum am spus. Vreau să vă spun faptul, nu-mi face cinste, dar anul acesta am suferit o căzătură atroce mergând cu bicicleta. Am derapat pe o zonă cu criblură și am făcut un sprijin în criblură din viteză într-un genunchi, de am zis că acolo leșin de durere. În mod normal, puțin probabil să nu fi făcut fractură. După 2 săptămâni mi-am dus, vorba aia, doctor, deci nu imediat după 2 săptămâni, de, așa, m-am dus de durere și mi-am făcut o radiografie. Totul era perfect normal. Deci am calciu de nu-i adevărat în oase. În urmă cu un an sunt mare amator de ciuperci, atât de consumat, dar mai ales de cules. Mare amator. E, am fost la ciuperci. Și pe deal, vă dați seama că nu sunt scări, pe deal nu este șosea, și pe deal e pe deal. Și am pușcat niște căzături pe șold cu niște vânătăi mai mult decât 2 palme. Deci căzături urâte. Și culmea, ca să fie și mai frumos, căzătură pe piatră. Fără nici un fel de probleme. Deci, slavă Domnului, am oase dure. Și v-aș recomanda și dumneavoastră să faceți cât mai multă mișcare. Eu am spus cu altă ocazie, fac în fiecare zi între 9 și 12 km de mers pe jos. În afară de asta, 150-200 de genoflexiuni și în afară de asta, între 400 și 500 de flotări. Cine nu mă crede, la sfârșit, pune mâna pe brațele mele. Vă rog frumos, nu mă credeți. Verificați. Mergem mai departe. Hormonii fitoestrogeni. Cea mai bogată sursă de hormon fitoestrogen cunoscută, dar nu prea eficientă datorită costului mare, se numește spirulina.
Totuși, al doilea clasat putem să-l consumăm în cantități chiar onorabile. Și al doilea clasat se numește, mulțumesc, soia. Deci ce facem? Iar dăm cu capul soia. Mai există câteva alimente foarte bogate, dar nici pe departe la nivelul primelor două clasate. Pătrunjelul are hormon fitoestrogen, cantitate mare. Polenul, granule, semințele de mărar. Hai să vă mai povestesc ceva. În China și Japonia, China și Japonia sunt cele mai mari consumatoare de soia pe cap de locuitor. Nu că, virgulă, chinezii ar fi un miliard și vreo 10 românii ca populație. Nu. Deci, per cap de locuitor consumă soia de nu se poate. E, în China și Japonia, mă adresez în special doamnelor și domnișoarelor, nu se cunosc, nu există termen în limba chineză și japoneză pentru dureri la ciclu, pentru tulburări de ciclu menstrual și nici pentru bufeuri de căldură. De ce? Chinezoicele și japonezele nu au așa ceva. Ca totuși la facultățile de medicină să denumească cumva, pentru că la facultatea de medicină se învață despre așa ceva. Iau frumos termeni din limba engleză și folosesc. De ce? Pentru că englezoaicele au acele probleme. Deci, vreau să vă spun tuturor persoanelor, și am un membru chiar drag în familie, care a avut probleme majore, dureri de ciclu atroce, de asemenea, persoanelor care au tulburări datorate bufeurilor de căldură, sau au tulburări zdravene ale duratei ciclului menstrual, săptămâna, adică luna asta 28 de zile, luna următoare chiar 42. Ei bine, consumul de soia regularizează ciclul menstrual cam după două, excepțional 3 luni. Deci extrem, extrem, extrem de repede. Deci țineți minte acest lucru. Nu v-am spus, la acidul citric, pe multe etichete, apare sub forma de E330 sau citratul de sodiu E331, 332, 333. Stop! Deci, de la 330 până la 333, încercați să evitați acidul citric și derivații lui. Mergem mai departe. Întotdeauna, ca, virgulă, calciul să se absoarbă, este obligatoriu alimentul respectiv să conțină un raport calciu-fosfor peste 1,7. Deci, obligatoriu. Și în acest sens vreau să vă spun faptul că în toate, dar în toate alimentele de origine vegetală, în toate, raportul este măcar 3:1, unii zic 5:1. Deci este, și uneori în susan este 20:1. Deci se absorbe de nu-i adevărat. Mai departe. Toate, o să repet acest lucru și mâine seară, argumentul numărul 1 pentru vegetarianismul total este că toate, dar absolut toate, alimentele de origine animală produc aciditate în corp. Toate alimentele de origine vegetală și anumite ultra-rafinate, gen zahărul, uleiurile sunt pe mustață, nu le luați în considerare, murăturile, dulciurile concentrate, deci astea încă dau aciditate, dar în afară de astea, toate celelalte alimente de origine vegetală dau bazicitate în sistem. Ce vreau să vă spun cu asta? Corpul nostru este bazic. Așa a fost creat, așa funcționează, numai așa funcționează și așa rămâne. pH 7,4 plus minus 0,02. Ăsta e pH normal al corpului. În cap să stai, este peste 7, deci este bazic. Cum a zis? Toate alimentele de origine animală sunt acide. Corpul, repet, poate și trebuie să funcționeze bazic. Ei bine, în cazul ăsta, ce face? Ia frumos calciu din coloana vertebrală și din oase, sub formă de hidroxid de calciu, calciu H de două ori, sau o bază ceva mai slăbuță, calciu HCO3 de două ori, sau bicarbonat de calciu, tamponează acidul, transformă acidul în bază, corpul poate funcționa,
Dar calciul acela se pierde azi, se pierde mâine, se pierde ani de zile, se pierde decenii și în timp ajungem la osteoporoză și la probleme cu calciul. Deci mare, mare, mare grijă în acest sens. Fibrele vegetale sunt un slab factor care determină și acesta absorpția calciului. Manganul, am zis aseară, recordmenul în cupru mangan și zinc este nuca. Deci manganul este un factor foarte important pentru absorpția și fixarea calciului în oase. Și nu în ultimul rând, factorul gravitațional. Ce înseamnă aceasta? Noi cu toții beneficiem de acest factor, dar există persoane care mai merg prin spațiu. Și aceste persoane, la mai mult de 3-6 luni, ajung să facă pierderi de calciu. De ce? Pentru că musculatura nu este antigravitațională, pentru că ei pur și simplu, fiind în imponderabilitate, efectiv plutesc. Iar cosmonauții adesea suferă probleme majore, chiar după o misiune spațială reușită de 6 luni sau mai mult, poți să aibă 2-3-5% pierderi de masă osoasă. Deci este o problemă foarte serioasă în cazul lor.